Hei, salut, prieteni! Ăsta e un Bakeneko. Și în traducere ar fi pisică monstru sau pisică fantomă. Și mi se pare de departe una dintre cele mai șmechere chestii pe care le-am găsit în ceea ce privește mitologia japoneză. Mică paranteză, Bakeneko sunt yokai. De fapt, mai degrabă ajung să fie yokai de data ce trec de vârsta de 13 ani. Și când zic asta, mă refer la pisici normale care pur și simplu trăiesc mai mult de 13 ani. De îndată ce o pisică normală ajunge un Bakeneko, apar și schimbările. Mai precis, începe să crească în dimensiuni și să meargă pe picioarele din spate. Acești yokai au capacitatea de a schimba forma. Adică pot lua forma unor pisici normale sau chiar a oamenilor. Ba chiar în anumite cazuri foarte rare, dacă decid să-și mănânce stăpânul, forma stăpânului lor. Deși unii dintre ei ne poartă hainele și învață să vorbească limba oamenilor, aleg să poartă un prosop în jurul capului ca și cum ar fi ieșit din ceea ce mi se pare simpatic. am zis mai devreme că își pot mânca stăpânii fără nicio problemă și dieta asta dubioasă să se duce atât de departe încât pot mânca și chestii otrăvite fără probleme. Sunt și foarte periculoase pentru că nu doar că pot porni incendii cu făcările cozilor, dar pot și să reanimeze corpuri pe care le folosesc pe post de marionete. De! Aveți grijă la cozile lungi!